În cursul dimineții, două sfinte liturghii cu administrarea Sfântului Mir mai multor copii. După amiază, Sfânta Liturghie a Comunității, urmată de ora de rugăciune, în semn de unitate cu ora de adorație animată de Papa Francisc în Bazilica San Pietro. Aflat în vizită pastorală în aceste zile la comunitățile de imigranți români din Europa păstorite de preoții diecezei de Iași, episcopul auxiliar Percă a avut un program liturgic mai mult decât încărcat, duminică 2 iunie, la comunitatea română din Roma. Cu toate acestea a găsit timp și pentru un interviu acordat redacției noastre. Să-l ascultăm! Suntem la microfonul programului român Radio Vatican cu preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar al diecezei de Iași. Preasfințite, vă mulțumesc pentru amabilitate. Plăcere și bun găsit tuturor radioascultătorilor. Ați efectuat o vizită pastorală în mai multe comunități unde activează preoți sau credincioși din dieceza de Iași în Europa. Cu ce impresie vă veți întoarce acasă? Sigur că dorința unui episcop este să țină legătura cu credincioșii chiar dacă sunt departe de țară și cu preoții care îi asistă din punct de vedere pastoral, iar atunci când poposim în diferite comunități, cum a fost de exemplu în această săptămână în nordul Italiei, am putut constata și bucuria preoților, dar și fervoarea credincioșilor care în ciuda multor dificultăți, totuși nu uită să vină la biserică și mai ales în ziua Domnului. Impresia mea este că după ani de zile de când ei s-au stabilit aici în Italia, deși se confruntă cu multe probleme sau din comoditate ar putea să participe la Sfintele Liturghii în comunitățile italiene, totuși aleg comunitatea română, pentru că aici se simt mai în familie atât prin cântare, rugăciune, dar și acea legătură cu care au plecat de acasă, legături de pretenie, de rudenie, chiar credincioși din aceeași localitate. Iar bucuria lor este, putea vedea, ca și acasă în România, după liturghie, oamenii se opresc pe treptele bisericii sau în fața bisericii și continuă să mai discute sau să prezinte diferite probleme. Este într-adevăr o bucurie văzând că acești oameni, care deja de ani de zile și deși au văzut multe lucruri aici în Italia, trăiesc credința lor profundă în Dumnezeu și mai ales practică credința. Așadar, toate drumurile duc la Roma și duminică aveți bucuria de a administra sacramentul Sfântului Mir, unui grup de copii din comunitatea de emigranți de aici, de la Roma. Ce importanță are acest sacrament și mai ales cu ce speranțe ați venit, ați răspuns la solicitarea comunității de la Roma, mai ales în anul credinței, suntem într-un context de imigrație. În această zi bucuria a fost mare și o trăiesc mai departe această bucurie că am putut să întâlnesc două comunități, comunitate de la San Vitale și de la Cazilina, pentru că mirul așa a fost programat să fie celebrat în cele două comunități. Este o pregătire mare în sânul comunității, pentru că așa ca și în țară și aici, tinerii, adolescenții, dar și familiile lor Participă intens la acest moment. Un semn care marchează maturitatea lor de credință, integrarea mai deplină în rândul comunității, dar poate în contextul anului credinței, este o confirmare mai puternică pe care vrem să o subliniem și să o accentuăm și aici, în rândul credincioșilor români din Italia, la Roma, dar și acasă, pentru că, în fond. Sacramentul mirului îi lansează pe cei tineri în trăirea credinței în mijlocul lumii, exact cum apostolii au plecat în lume și au dat mărturie despre credință, au predicat credința în Hristos. La fel, acești tineri sunt îndemnați să participe mai intens la această trăire intensă a credinței și mai ales exemplul bun pe care trebuie să-l dea mai departe aici, în Roma, în Italia, departe de țară, dar cu acea convingere că se cere mai mult, poate, decât în alte părți să fie statornici în trăirea credinței. Duminică după amiază, comunitatea românilor din Roma, asemeni milioanelor și milioanelor de credincioși din întreaga lume, participă la rugăciunea papei de la ora 5 până la ora 6, într-un moment de adorație și binecuvântare eucharistică. Ați răspuns și la această invitație. Ce importanță dobândește rugăciunea comunitară în viața unui emigrant? Anul credinței ne-a pus și în fața acestei situații deosebit de frumoase de a face această rugăciune în comuniune cu Sfântul Părinte Papa în ziua în care în Italia se sărbătorește trupul și sângele preasfânt al Domnului cu invitația de a face această oră de adorație, amintindu-ne că toată puterea credinței, toată tăria creștinească pot fi alimentate și susținute doar din adorație și mai ales alimentate cu trupul și sângele preasfânt al Domnului, dar mai mult poate această comuniune care cuprinde toată biserica din România, care a aderat la această chemare de a trăi împreună cu Sfântul Părinte, ora de adorație și de rugăciune. Așadar, și în Catedrala din Iași, precum și în catedralele din România, în unire cu toate celelalte biserici din întreaga lume, trăim această comuniune de rugăciune în jurul lui Isus din Euharistie. Și avem nevoie, mai mult ca oricând, de această putere pe care o putem scoate din rugăciunea contemplativă, din rugăciunea pe care o facem în comun, susținându-ne reciproc în a ne trăi credința. Credința nu poate fi trăită de unul singur, o trăim în comunitate, în comuniune cu toți ceilalți credincioși, prin urmare și rugăciunea pe care în această zi de 2 iunie o facem în unire cu Sfântul Părinte, nu poate avea alt scop decât să fim mai tari și mai puternici în credință. Preasfințite, în numele ascultătorilor programului român Radio Vatican, vă mulțumesc pentru bunăvoință și vă mai așteptăm ori de câte ori aveți ocazia să veniți la Roma din nou la redacția noastră. Cu multă plăcere și cu dorința ca toți cei care ascultă acest program al Radioului Vatican să aibă parte de multă bucurie și mai ales să primească tot ceea ce se poate oferi în spiritul întăririi credinței a fost episcopul auxiliar al diecezei de Iași, Monseniorul Aurel Percă, după vizita pastorală duminică 2 iunie la Comunitatea Românilor din Roma.